Vladimir Putin trimite noi săgeți către Occident. Președintele rus numește monstruoasă educația copiilor din școlile occidentale despre persoanele transgender. Putin spune că respectă deciziile celorlalte state cu privire la comunitatea LGBT, dar a interzis căsătoriile între persoanele de același sex pe teritoriul Rusiei. Președintele Rus a spus la întâlnirea anuală de la Socia Clubului Vladai că este un moment monstruos și aproape o crimă împotriva umanității să înveți pe școlari despre persoanele transgender sau despre schimbarea genului biologic. El a spus că ideea ca elevii să afle că un băiat poate deveni fată și viceversa este absolut îngrozitoare, în timp ce susținătorii drepturilor comunității transgender militează împotriva unor lucruri fundamentale precum mamă, tată, familie sau diferențe de gen. Putin a interzis anul trecut prin Constituție căsătoria persoanelor de același sex și adopția copiilor de către cuplurile homosexuale. În 2013, Rusia a adoptat o lege care interzice propaganda relațiilor sexuale netradiționale, așa cum le numește. Președintele rus a subliniat că nu are prejudecăți în privința acestor persoane, dar că valorile fluidității de gen îmbrățișate de Occident nu sunt și cele ale Rusiei, care are o viziune diferită. Tot el spune că o parte a Occidentului crede că Ștergerea agresivă a șirului de pagini din istorie, inversarea discriminării asupra majorității în interesele minorității, constituie o mișcare către reînnoirea societății.